Silence, s'il vous plaît. Bună ziua! Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 211 din 25 august 2023. Ați avut în dosarele comisiilor și prin e-mail trimis documentele și procesele verbale ale ședințelor din luna de pe 31 iulie și 18 august. Și pentru început dau cuvântul domnului președinte de ședință ca să supună la vot cele două procese verbale. Să punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local al Comunei Arsău. Vom prezenta primul proiect. În continuare, persoana, ședința va fi susținută de, în locul domnului primar, de doamna Hangaru Maricel, administrator public, care va prezenta proiectul ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Privind actualizarea dezvoltării general după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru investiția, dotarea compartimentului, monitorizare, salubrizare, întreținere străzi al comunei Arsău prin achiziționarea unui tilaj și accesorii. Depusă în cadrul măsurii numărul 19 de ADR din Programul Național de Dezvoltare Rurală, TNDR, sunt măsura 19,2, măsura cu 6 GAL, Valea Muntului, investiții în infrastructură și servicii publice. Apel selecție numărul 1/2022, inițiator primarul Comunei Arsău. Proiectul numărul 2. Proiect privind hotărârea privind aprobarea regulamentului cadru de concesionare, închiriere a bunurilor imobile din domeniul public și privat al Comunei Arsău, județul Bacău, aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Arsău. Inițiator, domnul primar. Avem o modificare la ordinea de zi privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, partea carosabilă pentru DC-146, de la kilometru 0 la kilometru 6, în Comuna Arsău, de sub Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului. Okay. Întrebări și interpelări, probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, acum dăm cuvântul doamnei administrator public, Marcela Hangaru. După cum vă aduceți aminte, am depus pe APM proiectul pentru achiziționarea unui tractor și accesorii. Proiectul a fost aprobat, am parcurs toate procedurile necesare pentru semnarea contractului de furnizare a acestor echipamente și trebuie să mai încărcăm în platformă proiectul de hotărâre al Consiliului Local prin care aprobă devizul general în urma finalizării procedurii de achiziție. Tractorul plus utilar, plus accesorii, plus accesorii. 600.000 de euro. Da, tractor. Vreau să prezentăm cu domnul pentru ce o venit. Păi asta trebuie să faci tu. Ce vreau să spun, dar n-am avut nicio țeră, n-am avut nicio hârtie, n-am avut nimic. Nu trebuie să faci. Nu trebuie să faci. Nu trebuie să faci. Nu trebuie să faci. Aprobăm proiectul de sau întreabă dacă vor să stea până la sfârșitul ședinței sau dacă vedeți în primul rând. Mai este proiectul, subiectul. Mai sunt două proiecte. Da, cum vreți. Dar să spuneți. Ești decizionat. Cum hotărâți? Cum hotărâți? Sunt relativ simple, n-ai nicio... Proiectul numărul 1, care l-am... Supuneți la vot. Aș vrea să punem la vot. Cine este pe anul? Și mama, căruță Irina Simona. Împotriva, ține... Claudia, dar la unica, bătii. Așa, să vă spuneți. Așa, să vă spuneți.
Proiectul am mai hotărâri prin aprobare regulamentul de cadru de concesionare și închirierea bunurilor imobile din domeniul public. Știți că da, în domeniul public există mai multe suprafețe de teren pe care, pentru care există anumite cereri de concesiune sau închiriere. Ca să procedăm la închirierea lor, ne trebuie un anumit regulament cadru cu niște criterii, cu niște norme pe care trebuie să le avem în momentul în care scoatem la licitație o suprafață de teren pentru închiriere sau concesiune. Colegii din compartimentul urbanism proiecte au gândit un astfel de regulament. Evident că s-au inspirat din legislație și de la alte primării. Dacă l-ați văzut, sunteți de acord. Nu, nu avem niciun regulament în vigoare. E vorba de regulamentul pentru închirieri, pentru concesiuni. Dar eu aici înțeleg altceva. Aici înțeleg cu titlul gratuit. Nu, nu, a fost pus în discuția cu oameni cu ședință. Da, eu așa am fost regulamentul din închirierii concesiunii pentru izlaz, nu pentru suprafeții din domeniul. Acum? Comisia dacă este favorabilă, n-am primit. Cine este pentru? Am văzut că este pe o perioadă de 5 ani de concesiunea de imobile. Și o întrebare acum către noi, dacă avizăm acest proiect, avem aici în sală pe acești domn care, în baza legii 15/2003, cer concesiune, cer acordarea terenului cu titlul gratuit pentru construcția unei case. E totuși totul altceva. Acum vorbim de așa. Asta vrea. Ceea ce avem noi acum, încerim imobilul de 5 ani pentru teren. Ei se acordă dacă va fi cazul în baza legii 15/2003. Legea 15 pe teren scrie că acea suprafață de teren se acordă pentru întreaga perioadă a existenței clădirii. Asta nu sunt cele două... Dar discutăm altceva acum, discutăm de regulament cadru. Nu vor intra în contradicție. Asta nu sunt. Sunt așa, vedeți? Nu. Da, și vă las către domnul. Cu stresa. Ce s-a luat eu, dar nu știu ce faci mai tare. Nu avem legal pus în vârstă, ce să nu partim, ce să intru. Da. Da, bine. Stai, hai să proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva, cine? Indiciu. Avem un proiect la modificare ordinii zilei privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție reparație capitale parte carosabilă din DC146. De la Gurea la Bartea, în comuna Sol de Subacau, aprobat prin finanțare, prin Programul Național de Investiții, Angel Salim. Precum și asumere prezentând categorii de cheltuieli finanțare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Discuții? Comisia o vizită. Prin Angel Salim ne-au fost aprobate două proiecte. Cel pentru care am început lucrările săptămâna aceasta și drumul comunal. Pentru drumul comunal trebuie să semnăm contractul de finanțare. Încă nu este semnat. Ca să semnăm contractul de finanțare, cu toate documentele se depun pe platforma Angel Salini. Printre documente se solicită și acest proiect și hotărârea Consiliului Local privind aprobarea devizului general actualizat la faza PTH. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Nu diverse. Dăm întâi. Astăzi avem prezenți în sală, prezentă familia Căruță, care din anul 2021 a făcut cereri către primărie pentru ai putea sprijini cu o suprafață de teren ca să-și construiască o locuință. Inițial, în cererea dumnealor, nu cred că au invocat legea 15/2003, adică o lege care spune că
Consiliul Local le poate oferi terenul gratuit tinerilor căsătoriți. Noi le-am transmis un răspuns cu privire la concesionarea și închirierea suprafețelor disponibile pe care le avem. Între timp au revenit cu o altă cerere. Am înțeles că au existat și discuții cu domnul primar cu privire la posibilitatea acordării unei suprafețe de teren. Domnul primar le-a comunicat că este decizia Consiliului Local și că ar fi bine să fie prezenți dumnealor astăzi, știind că există ședință de Consiliu Primată, să fie prezenți în ședință și să argumenteze dumnealor de ce doresc o suprafață de teren și care cred dumnealor că sunt motivele pentru care dumneavoastră ar trebui să aprobați această cerere. Îi dăm cuvântul domnului Căruț să decida. Bună ziua! Suntem familia Căruțu, după cum s-a zis. Locuiesc dincolo, nu știu cum zice, strada Chinetului. Locuiesc la soacra mea. Stăm trei familii în trei camere. Nu avem niciun loc, nici o suprafață, nimic cu un sprijin, nici din partea părinților mei, nici din partea părinților soției. Am fost, zic, astea treia cerere care le punem la primăria a Săp, la domn primar. Mi s-a confirmat prima oară că nu are locuri și nu sunt măsurat și om la certificatul de urbanism sau nu știu ceva și am zis domn primar. A doua oară mi s-a respins că mi-a spus cu consilierii primăria sau nu a fost de acord cu cererea depusă. Și acum am depus din nou pentru că domn primar mi-a spus că în luna august, pe sfârșitul lunii, o să rezolvă toate problemele. Am venit la domn primar săptămâna trecută, la Crimonșel. Am încercat cu legea 15, mi-a spus că mă bagă în licitații. Legea 15 nu permite să mă bag în licitații, pentru că legea zice că tinerilor căsătoriți de la 18 ani trebuie să acordă bucată de loc gratuit. Mi-a spus că mă susțin în Consiliu acum, văd că nu m-a susținut cu nimic. Am avea rugămintea la dumneavoastră, că dumneavoastră depinde din situația noastră acum, că domn primar nu este, dacă puteți ne ajuta cu o bucățică de loc. Sunt o familie, v-am spus, eu, soția și doi copii locuim într-o cameră, nu avem niciun sprijin nicăieri, nu lucrăm nicăieri. Poate ar fi șase de lucru, dar nu ne prea permite școala pe care o avem. Eu am patru clase, soția are 8, nu ne angajează nimeni, doar soția dacă poate. Și aș vrea să știu dacă sunteți de acord să putem face ceva ca să pot construi măcar două camere să am unde stau cu copii și soția. Atât am avut de spus. O remarcă vreau și eu să fac. Da, am spus că domn primar ți-a spus că noi, consilieri, am refuzat o cerere. Da, da, da. Mi-a spus că Consiliul Local nu a fost de acord cu cererea dumneavoastră. Nu s-a discutat. Am apărut. Nu. Deci, Consiliul Local nu s-a prezentat niciodată această cerere. Și ne-a primit și... Nu. La nivel de Consiliul Local nu a fost niciodată discutat. Deci, la nivel de Consiliul Local nu s-a existat așa ceva. Iar de spus. Mi s-a dat și documentele că a spus că nu sunt locuri sau nu știu ce scrie. Noi asta vreau să întreb pe doamna administrator, avem la momentul de fapt un inventariere a terenurilor libere. Domnul primar, este un răspuns făcut de primăria, asta e o refuzare. Asta vreau să citesc. Nu știm, acum. Citiți un pic, faceți confuzie. Și mi s-a refuzat de prima oară, mi s-a dat și numărul de cerere, și mi s-a refuzat, acum ce n-am mai făcut după anumit, am întâlnit și cu a doua șansa care am depus astăzi. În acel document nu o să găsiți că scrie Consiliul Local nu este de acord. Înseamnă că noi, Consiliul Local, deci în 2021 vreau închiriere sau concesiune. Iar primăria Său le-a răspuns următoare. Conform OUG 57/2019,
1. Concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta, deci trebuie să vină cu o cerere. 2. Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. Propunerea de concesionare prevăzută la articolul 2 se face în scris, cuplit de datele de identificare ale persoanelor, manifestarea fermă și serioasă a intenției, obiectul concesiunii, planul de afaceri și nota de fundamentare. 4. Inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă în principal următoarele elemente. Descrierea și identificarea bunului, motivele de ordin economic, nivelul minim al redevenței, procedura utilizată pentru atribuirea contractului, durata estimată a contractului, adică tot ceea ce prevede legea. Tot ce prevede concesiunea. Unde dacă terenul se dorește a fi închiriat concesionat, dacă terenul care se dorește a fi închiriat concesionat este pașiște sau face parte din izlazul comunal, trebuie ținut cont de următoarele prevederi. Deci alte prevederi care țin de pașiște. Nu e relevant, stai un pic, eu vreau să văd unde vi s-o da răspuns la domn primar că nu a făcut consiliul local. Exact, deci nu văd de... Păi dați-mi el încoace să vedem. Verbal. Noi acum trebuie să... A spus așa de chestii unde adevăr, nu-i zic dracu n-am urmă. Dar puteți să-l las pe domnul primar. Mi s-a pus că dacă înțelegem părinul 6, mi-a făcut și 4, nu-i nicio problemă, nu-i puteți să vadă. Așa mi s-a spus unele în și zici cu niște mici, dacă vedem și de ei. Păi nu, nu știu să vă înțelegeți ce ați cerut prima dată, a doua oară și a doua oară? Nu. Ați cerut concesiunii chirierii? Mi-a spus domn primar, te rog frumos, era 2021, și la mine, te căsătorești, asta mi-a spus. Discuția o știu pentru că nu aveam cadastrat la momentul ăla. Voi vă referiți la care suprafață teren care o vreți cu titlul gratuit? Noi aceeași... Aceeași cerere am băgat. Dar unde e suprafața respectivă pe care o vezi? Dincolo, din fața în față. Păi jumate dintre romii, din comuna noastră, vor bucățica aceea. Păi da, dar am băgat-o prin ei. Adică un sistem a făcut acum măsurători când era cadastrat. Acum ați văzut probabil cu măsurătorile de drum, am luat o serie de străzi care se cadastrează nu. El zice la un dat să vor termina și asta de cadastrat. Atunci de bea putem discuta, nu știu, consiliu. Veniți cu cererii care au adresat consiliul local. Veniți. Consiliul local. Da, dar nu știu, adică voi vi ușor acum să veniți să spuneți ce vreți voi, dar nu vă că nu aveți. A spus că aveți hârtie, da, scris în care domn primar v-a spus vouă că consiliul local o refuză. Ce se refuză consiliul local dacă n-a fost împus în discuția consiliul local? Asta spunem ce. Consiliul local nu votează vorbi. Asta trebuie să înțelegeți. Dar cererea a fost bărat și cererea că dacă era... Păi da, unde-i cererea? V-ați adresat cu cererea din cererea și concesiunea într-un anumit punct? Da. Ce relevanță are? E răsară, doamne. Păi duceți spre așa, dar vă duceți spre așa. Păi uite, asta ți-o dat-o din primăria... Uitați-vă un pic, auzi, trebuie să fiți atenți. Astăzi aveți o cerere, da? Are număr de înregistrare și este, există fizic, pe care solicitați ceva. Vreau să văd cealaltă unde îi? În primărie. Păi și pe asta tot în primărie. Păi asta nu e din primărie. Deci cealaltă a fost pentru închiriere concesiune și ați primit răspuns ce trebuie făcut pentru închiriere concesiuni. Da, da, dar ideea a fost următoare. Vă la dată. Nu, asta trebuie. Ascultă-mă. Hai să ne înțelegem. Deci, oamenii da. Și-au venit aici da. La ideea că domnul primar ar fi spus că noi, consilieri, nu suntem de acord să concesionăm, să închiriem, să le dăm gratuit. Acum oamenii au venit aici să vadă despre ce este vorba. Mai departe... Ca să nu rămână oamenii... Dacă este pământ, eu sunt de acord, ridicăm într-o mâine. Dar ce ești de acord? Să li se dea, conform lege, să li se dea acest pământ. Legea 15 pe 2003 spune așa. Atribuirea, adică cea pentru tinerii căsătoriți. Atribuirea terenului se face în folosință gratuită, pe durata existenței locuinței, proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărârea Consiliului Local, adică dumneavoastră. Atribuirea terenilor se face în ordinea de prioritate, stabilită pe baza unor criterii aprobate, prin hotărâre de Consiliul Local. Ca discuție de principiu, cred că pentru asta a invitat domnul primar astăzi aici. Dacă Consiliul Local, de principiu, ar fi de acord ca noi să avem un proiect de hotărâre prin care să stabilim niște criterii de acordare
a unor suprafețe disponibile. Gratuit. Consiliul local trebuie să gândească niște criterii. Și doi, dacă există într-adevăr suprafețe disponibile pentru așa ceva. Asta undeva mai înainte. Aveți intentarea de a trebui. Trebuie să ne prezentați în Consiliul Local suprafețele dacă sunt disponibile. Ca să noi să știm. Tocmai din cauza la actuală. Trecând de la ideea asta, cum spuneți dumneavoastră, e foarte simplu, pentru că nu le aveam cadastrate. Și nu aveam ce să prezentăm. Nici nu-i cadastrat. Deci nu aveam. Din la domnul primar să rezolvă probleme cetățene. Da. Și dumneavoastră îi trimiteți în Consiliu. Noi ne știm suprafețele care sunt eligibile ca să putem acorda oamenilor, cum putem acorda. Dar nici noi nu le avem două costele. Înțelegeți că nu le avem. Atâta, două costele. Nu, nu ai cadastrat un bun, nu poți să-l dai nicicum. Nici închirierii, nici concesionari. Îi văd că ei vin cu altă, spun altceva. Îi dați cu lămurile. Nu am făcut așa ceva deocamdată. Deci nu avem o regulă a mine, Costel, una, și doi, nu avem cadastrații suprafețe toate. Deci ce a fost domnul primar în dumneavoastră familie? E cu totul și domnul acela. Veniți în Consiliu. Dar noi în Consiliu, în baza cui? Acum vreau să spun din altfel. Noi în baza cui? De ce au promis? Și cine a trimis? De ce au promis? Cine a trimis aici în Consiliu? Pe luna la oasă se va rămâna la către. Să-și poată joc de ei, cum își poate de trei ani. Iată eu trimis pe băieții mei aici. Ca să-și poată joc de ei, cum își poate de trei ani. Nu se gândește că este Dumnezeu. Întrebați, doamna, m-ați ajutat anul trecut să completez ceva. Dar poate noi cum la vii, fai sistema lui, care știi. La momentul acesta, că am zis că așteptăm cadastrarea gratuită, să vedem exact ce proprietar identifică, ce nu identifică, ce e al nostru, ce nu e al nostru. Când s-o preda cadastrarea gratuită, vedem exact, abia atunci putem trage linie să spunem exact ce suprafețe avem. Da. Deocamdată situația este incertă. Dar acel teren nu este acel teren nu este concesionat, este liber de sarcini. Este liber de sarcini. Foarte. Punctul 2. Dacă noi gândim și sunteți de acord să gândim un astfel de proiect de hotărâre și gândim niște criterii de acordare, noi trebuie să punem o hotărâre a Consiliului Local în aplicare. Exact. Ați fi de acord sau muncim degeaba? Trebuie luat în calcul, cunosc comunitatea română. Domn Puiu, auziți, o să vedeți când ajungem la faza asta, cunosc comunitatea română acum de aici, nu singuri. Și slavă Domnului și ei știu, sunt foarte mulți care au nevoie, stau foarte înghesuiți acolo unde stau ei. De-acolo știm cu toți, da? Și noi știm. Deci când ai făcut o chestie de asta pentru două persoane, ai dat foc. Cum o împarți? Că ei o să moare și între ei. Știți cât așteaptă tineri, căsătoriți, familii. Acolo poți să parcelezi, dacă îi înghesui și acolo ca aici, o să faci trei. După aia trebuie să cauți teren pentru toți. Eu vă spun, ca să știți... Dar nu am venit cu cererea. De asta trebuie regulament și trebuie... Sunt care are trei locuri la noi, țigan, da, rom, sunt partea mea, mă refer dincolo, partea mea, sunt care toată lumea are loc, are casă, copii, grădini și tot. Păi și noi, eu stau trei familii, într-un trei camere, suntem trei familii. Și eu, soția, socrul meu și mie... Îți spune problema de azi, dacă nu a devenit problema noi la lumea casă. De ce să vorbim de priață dacă noi suntem problema? Au terenurile, dar le au concesiuni sau închiriete. Concesiunea la doamna Ruz a fost, dar mi-a fost plătită din 2009. Și doi, nu avem un regulament. Noi trebuie să punem la punct regulile astea ca să fim în legalitate. Până atunci nu putem să dăm absolut nimic. Și cadastrarea nu o facem noi, și regulamentul îl facem în timp. Nu avem cum la cadastră. Va fi licitație.
genit, eu știu ce, orice. Nu toate depind de noi. Toate pe social, doar nu luăm pe... Nu toate depind de noi. Inventăm noi criterii. Costel, ne rugem pe vorba, mai avem un invitat pe domnul Munteanu. Dacă asta vreau să zic. Care-i probleme, domnul Munteanu? Domnul care a plătit locul până în 2019, despre care vorbim noi și este acumulat primăriei. Nu, nu se mai fac, în continuare contract. Ca să știți și dumneavoastră. Dar sunt vreun locul, e la Zânsului. Mama și dumneavoastră se va auzi că nu v-am auzit. Locul este măsurat, am tot. Domnul nu se mai fac contract, să mai prindu-i. Nu, nu mai fost cadastrat. Asta a fost motivul. Când nu l-ai cadastrat, el nu există, nu ai documentul necesar. Nu a fost cadastrat niciodată. Suprafața pentru dat este foarte puțin. E înghesuit în multă lume. 1. 2. Prioritate în cazul facerii unui regulament sunt dispozițiile generale cu privire la interesul comun și interesul particular. Deci întotdeauna vor avea prioritate interesele comune ale întregii comunități și pe urmă cele personale. Adică în politica noastră generală vorbind, prioritate au, eu știu, obiectivele de interes general, care se vor face pe terenul disponibil. Dar acolo ce s-ar putea face? Doar să-mi zice... Doar numai în domnul Crețului Aurențiu, care e domnul... Spre exemplu, un teren de joacă pentru copii, care copii se duc să se joace pe drum... Că nu se joacă copii la noi, se joacă la moșul meu. E câmpul care mi-a dat voie să facă la fel garden și doar ține dânsul ei ce ține doar animale, oi, cai și faci și ce are la Orența pe acolo. La o vecină care îi dă lemn pierd. Multe lucruri nu s-au rezolvat 30 de ani. Nu se vor rezolva în 4 ani, să nu vă așteptați în 4 ani. Și nici în următorii 8 ani. Va mai dura timp. Cetățenii care au intrat cu forța la locul primăriei, la domnul Camaru, care vă judecați cu ei. Puneți problema foarte rău, aveți dovezi că au intrat oameni cu forța. Păi exact. Păi domn primar, voi veniți să spuneți orice cu fost domn primar. Da, e adevărat, la lungă e o problemă care trebuie, acolo trebuia să avem niște teren, ca să identificăm pentru o sală de sport, pentru care nu putem depune proiect, nu avem teren. La centru toată lumea țipă, că copiii, inclusiv rom, n-au unde și avem un găsit teren acolo. La strajă am scos, au fost concesiuni, închirieri, ce-au fost acolo. Am luat persoanelor respective, că atât am avut. S-au supărat atunci și au zis că nu o să faceți nimic și eu uite că e plin în fiecare weekend de copii. Pentru că suntem o zonă de munte, dacă ar fi câmpia, avea sute de hectare. Dar asta susțineți că o să faceți un loc. Dar nu susțin nimic, voi nu înțelegeți un lucru. Exact cum spunea domnul consilier Bobeică. Și dacă îl cauți să-l identifici și am încercat să facem cadastrarea pentru a identifica suprafețe pentru interes general. Interes general. Haideți să facem treaba. Și dacă ajunge la faza că este într-o cameră, asta nu înseamnă. Voi ați venit acum, eu vă rog frumos, după aia nu mai zic nimic. Ați venit acum și a spus că tot ce v-a spus domn primar. Păi mergeți în audiență la domn primar și discutați cu domn primar. Domn primar mi-a spus că este în consiliu și mă susțin. Păi astea au fost consumat discuții din consiliul local. Aveți, înțeleg, o problemă cu domn primar. Vine luni, îl găsiți? Atunci cât vreți să mai discutăm despre asta?
Depinde de Consiliul Local. Uitați-i aici, n-au ce să de Consiliul Local depinde doar, depinde doar aprobarea acestui regulament care nu este făcut la momentul de față. 1 și 2 și 2 nu este cadastrarea făcută. Până cadastrarea se face. Domnul Marian, ce spuneți să discuția este falsă? Pentru că nu, Consiliul nu votează. Păi Consiliul nu votează. Știi de ce? Nu ai înțeles, pentru că Consiliul nu votează vorbe. Noi acum, ca și Consiliu, nu vă putem aprova direct noi. Că noi, nu este făcut o hotărâre de Consiliu, să o aprobăm pe voi frumos că vă dăm noi în teren, eu unii îl dăm. Noi, Consiliu, noi nu avem Consiliu. Rămâne la atitudinea, administrativului, doamna Maricela vă poate explica exact, când o să fie și cum o să fie, discutăm. Noi nu vă putem aprova. Ședința următoare când e primar aici. La ședința următoare? Păi, o să fac. Dar vă rog frumos să ne înțelegeți că noi nu vă putem aproba așa ceva. Noi, Consiliu, să ne unde pe casă. Atenția dumneavoastră la cele două motive.